Această rubrică este sponsorizată de Naturli, mâncare delicioasă pe bază de plante. Bun venit la Starea Sănătății! Nu e rău să sufli și în iaurt, mai ales când e vorba de sănătate, însă echilibrul nu strică nici în gestionarea grijilor. Uneori, mai multe griji pot duce la probleme de sănătate în loc să ajute la prevenire sau tratare. De aceea e bine să știm că nu orice durere sau disconfort înseamnă cancer, contrar a ceea ce zice doctorul Google, și că nu orice problemă de memorie înseamnă că s-a instalat demența. Astăzi vreau să vorbim chiar despre pierderile de memorie și ce anume le poate genera. Deci ce ziceam? Unde sunt? În primul rând să clarificăm că demența nu este o boală specifică, ci e de fapt un termen umbrelă care include atât declinul memoriei, cât și al altor abilități de gândire. Cea mai comună formă pe care o ia demența este într-adevăr boala Alzheimer, aceasta reprezentând de la 60 la 80% dintre cazuri. Alzheimer nu este însă singurul motiv pentru care putem avea pierderi de memorie. Printre cauzele cunoscute se mai numără și medicamentele. Nu strică așadar să mai citim din când în când prospectul medicamentelor pe care le luăm și să vorbim cu medicul nostru, mai ales dacă luăm calmante, antidepresive sau anumite medicamente pentru hipertensiune arterială și suntem mai confuzi decât de obicei. O altă cauză frecventă a pierderilor de memorie este și consumul de alcool, care afectează peste 100 de receptori din creier. Da, alcoolul afectează memoria de scurtă durată, de pildă, prin încetinirea modului în care neuronii comunică între ei în zona creierului numită hipocampus. Privarea de somn, precum și stresul și anxietatea, pot reprezenta cauze frecvente ale tulburărilor de memorie. Și dacă nici în perioada asta nu suntem stresați, unde mai pui și că întreg contextul pandemiei a însemnat și că multă lume a evitat spitalele și medicii. Multe probleme de sănătate au fost ignorate și simptome ușoare, precum pierderile de memorie, au fost complet nebăgate în seamă. Puțină lume știe probabil că și nivelurile reduse ale hormonilor tiroidieni din sânge te pot transforma într-o persoană uitucă. Așadar, nu trebuie, când avem probleme, să ne scufundăm în cele mai negre scenarii. Trebuie să ne facem niște analize de sânge anual și să mai vorbim cu un medic, mai ales când avem suspiciuni care ne macină și care se adaugă peste toate celelalte probleme ciudate cu care ne-am confruntat în acest an. Vă aștept de la 10 fix la Starea Nației. Această rubrică a fost sponsorizată de Naturli, mâncare delicioasă pe bază de plante.